Unde se risipesc subvențiile APIA, explicațiile unui fermier și răspunsul ministrului Agriculturii. Majoritatea fermierilor din România cunosc fenomenul subvențiilor risipite pe proprietarii de terenuri care nu lucrează de fapt pământul. Situația este arhicunoscută și la nivelul autorităților de ani de zile. Însă nimeni nu ia nicio măsură pentru a opri această practică, nu doar imorală, ci și ilegală. O situație concretă în acest sens a fost prezentată în studioul emisiunii Agricultura la Raport, de fermierul Alexandru Hubert, din județul Timiș, situație care a ajuns și pe masa ministrului Agriculturii Florin Barbu. În momentul de față, nimeni nu poate să vadă sau să verifice cum se acordă subvențiile APIA. Vă spun din proprie experiență, lucrez în jur de 500 de hectare, dintre care aproape 60 de hectare de teren sunt lucrate de mine și declarate la APIA de către proprietarii terenurilor, care nu vor să dea sub nicio formă terenul nici în arendă, dar îi doresc să fie lucrat. Am avut această discuție cu domnul ministru, chiar la masă, în momentul negocierilor, și am spus de ce se permite această ilegalitate pe care noi o suportăm. Eu, ca fermier, sunt obligat să plătesc TVA, utilaje, salarii, îngrășăminte, motorina, și acel proprietar de teren își ia subvenția și nu are niciun fel de obligație. Nu-l verifică nimeni. Eu am avut în ultimii 3 ani control, inclusiv anul ăsta, control la fața locului cu fotografii și plătim și impozitele pe arendă. Iar acei fermieri care își iau subvențiile fără a fi verificați dacă au utilaje, dacă desfășoară activități, dacă au registru de exploatație, dacă au registru de ierbicide, de îngrășăminte și așa mai departe, scapă de fiecare dată și își primesc subvențiile la timp. Eu nu mi-am primit subvenția nici acum. Conform fermierului, răspunsul venit din partea șefului MADR cu privire la această problemă a fost că se vor lua măsuri pentru stoparea acestui fenomen, însă nu înainte de alegeri. Mi s-a spus că se va face în cursul acestui an o astfel de, se va lua o astfel de măsură, dar de-abia la toamnă, adică după alegeri. Până la alegeri nu se va interveni și totul va fi ca și până acum. Și întreb, cei 168.000 de fermieri care primesc subvențiile pentru acei 100 de euro, pardon, pentru diferența de pierdere, de ce nu sunt 700.000 cât sunt fermieri activi? 800. Pentru că cei diferența de la 168.000 la 700.000 sunt niște fermieri pe care nimeni îi verifică. Nu cred că este fermier să nu pună culturi de toamnă, grâu sau orz sau rapiță. Toți facem, pentru că suntem obligați prin APIA să avem vin în 3 culturi.